nu s-au, mulțumesc frumos de întrebare, nu s-au exclus sau nu se exclud cele două răspunsuri. Eu cred că în acest moment trebuie să respectăm legislația în vigoare. Partidul Național Liberal a spus-o de multă vreme că susține că are un angajament ferm pentru familia tradițională, pentru că respectăm codul civil care spune foarte clar că o căsătorie este valabilă între un bărbat și o femeie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe forme de protecție pentru minorități. Parteneriatul civil la acest moment este destul de dezbătut în Parlament și în toate mediile. Eu sper însă că toate aceste discuții să le putem purta așezat, civilizat, într-un cadru în afara campaniei electorale. În momentul în care aduci o asemenea temă în campania electorală, ea nu va fi folosită pentru interesul public, ci va fi folosită ca temă de campanie unii împotriva altora. Deci concluzia mea este că aș vrea să cred că nimeni nu are interes să facă din această temă o temă urâtă de campanie electorală, ci trebuie să dezbatem și să ajungem la cele mai sănătoase angajamente și concluzii. Vă mulțumesc, doamnă. Doamna Rudu, înțeleg că dumneavoastră vă doriți să candidați în Timiș și asta se va stabili în biroul permanent județean și ce spun primarii. În iulie declarați că o să fiți pe listă într-o filială unde nu este ușor. Vă răspund cu drag. Vi se pare că e ușor în Timiș? Păi, e o filială. Timișul e una din cele mai puternice filiale din țară. Cum se leagă? Eu nu vreau să-l contrazic pe domnul primar, pentru că așa este. E o filială cu pretenții, o filială pe care eu o apreciez foarte tare, dar vreau să vă spun că rezultatul de la locale nu este unul pe care pot să-l laud. Nici noi nu l-am lăudat și evident că și am tras învățămintele din greșelile făcute atunci și cred că toată lumea a putut să vadă că am ținut seama de acele învățăminte în modul în care am abordat întocmirea listelor pentru parlamentare. Și veți vedea că vom îmbunătăți rezultatul de la locale. Dar doamna președinte, sigur, noi nu suntem mulțumiți, numai puțin, domnișoară Loredan, numai puțin. Deci noi, dincolo de faptul că nu suntem mulțumiți, pentru că mulțumiți am fi fost când am fi reușit să avem și majoritate în Consiliul Județean și președintele Consiliului Județean, atunci am fi fost mulțumiți. Însă, noi, filiala Timișa PNL, a trecut de la 33 de primari la 38, da? În timp ce PSD-ul a scăzut cu 8 primari. Deci nici nu pot fi catalogate rezultatele noastre de catastrofale, pentru că nu au fost catastrofale, dar au fost sub nivelul a ceea ce poate obține filiala Timiș a PSD dacă își capacitează întregul potențial și dacă nu face greșeli așa cum noi am făcut atunci. Despre asta e vorba. Pe principiul declarațiilor din iulie, Gorjul, de exemplu, ar fi fost o filială probabil mai grea decât Timișul sau o altă filială. Cele mai grele filiale sunt cele puternice, să știți. În organizațiile puternice e greu. Să conduci o organizație slabă este foarte simplu. Așa e. Dacă domnul președinte a stabilit să... Nu l-am stabilit încă, îl vom stabili în momentul în care vom avea listele definitivate. Atunci putem să ne stabilim și targetul în mod realist. Eu v-am vorbit despre crezul meu, dar nu este un target asumat de către filiala Timiș a PNL. Eu consider că ne este la îndemână cu o mobilizare la maximum a potențialului nostru și cu o punere a lui în practică, să obținem 2 mandate în Senatul României și 4 mandate în Camera Deputaților. Ne este la îndemână.
Ei, targetul îl vom fixa cât se poate de realist în momentul în care listele vor fi definitive. Și vă asumați targetul dacă nu le deveniți? Păi este o asumare colectivă. Evident că eu niciodată nu pot fi derobat personal, nu pot să-mi asum eu personal. Cum să-mi asum personal? Dar eu candidez și eu fac campania singur. Este o asumare colectivă într-o organizație. Dacă eu aș fi venit cu lista făcută de mine și eu aș face campanie, atunci evident că trebuie să fiu responsabil singur. Dar și lista este rezultatul unei deliberări colective și campania o ducem colectiv, în echipă, nu se poate face altfel și, prin urmare, trebuie să răspundem cu toții în frunte cu președintele de filială, evident. Răspundem, nu ne derobăm, dar nu se putem spune că responsabil e președintele, punct. La noi, în general, domnul președinte, președintele e responsabil pentru tot ce e rău, inevitabil. Pentru ce-i bine filiala cea care a... Așa cum primarul e responsabil de orice, că domnișoară a prezentat o pioneză într-un cauciuc și a zis, mersi robul. Deci, mesajul a fost foarte clar. Așa ți se întâmplă când ești șef. De alegerile din vară, am coincid cu al domnului primar, nu sunteți mulțumită de rezultatul de la Consiliul Județean sau și de cel de la primărie? Că nici la primărie PNL nu a reușit să aibă majoritate în Consiliul Local. Păi nici eu nu sunt mulțumit, coincid. Ce, am spus că sunt mulțumit la Consiliul Local. Păi da, domnișoara nu este ziaristă, dar eu îi las și pe non-jurnaliști aici. Dați-mi voie să vă răspund și mulțumesc pentru întrebare. Să știți că un președinte de partid de la o filială cu pretenții își dorește să fi câștigat atât Consiliul Județean, majoritatea în Consiliul Județean, primăria de municipiu reședință, majoritatea în Consiliul Municipiului. Deci evident că din acest punct de vedere există un reper de mult mai bine. Normal. Asta nu înseamnă că nu apreciez că s-au făcut eforturi, dar întotdeauna acolo unde nu se obțin cele mai bune rezultate, înseamnă că au fost și anumite sincope sau greșeli, cum le spune domnul președinte, în activitate. Mizez pe o mult mai bună mobilizare în alegerile parlamentare, pentru că miza este mare și răspunderea Partidului Național Liberal este una uriașă. Decidem practic direcția țării pe următorii 10 ani. Eu nu văd altfel lucrurile. Așa că evident că îmi doresc ca miză la nivel de județ Timiș să batem PSD-ul, pentru că aici e un spirit liberal care trebuie capacitat. Este un județ care are pârghii absolut extraordinare atunci când vine vorba de dreapta românească, pe care avem nevoie să le capacităm la maxim în această campanie electorală. Iar eu, să știți că mi-asum foarte clar o demisie dacă Partidul Național Liberal nu va fi cel în jurul căruia se va face majoritatea parlamentară care să dea viitorul premier al României. La nivel județean se fac eforturi pentru coagularea dreptei. Ce se face la nivel național din acest punct de vedere? Eu cred că dreapta autentică este reprezentată de un singur partid, vorbind de Partidul Național Liberal. Ne-am asumat înainte de campanie să nu facem alianțe electorale sau politice cu alte partide. În schimb, așa cum ați constatat, mai sunt partide mici care ne-au oferit suportul necondiționat în aceste alegeri parlamentare. După, depinde foarte mult de, sau aritmetica parlamentară ulterioară, depinde de scorul în alegeri. Dacă vă uitați pe sondajele de opinie, nu o să înțelegeți dumneavoastră nimic din ce o se întâmplă, pentru că în funcție de interesul partidului care face public sondajul, te trezești cu 3-4 partide în plus sau minus în viitorul parlament. Inclusiv în sondajele PNL-ului? Cred că nu le-ați văzut în sondajele PNL-ului. Noi nu o să folosim acest mijloc de manipulare niciodată. Și atunci când au ieșit public date din interiorul ședințelor noastre, să știți că au fost cele corecte. Întotdeauna PNL-ul, luați alegerile locale. Partidul Național Liberal nu era în sondajele de opinie, în niciun sondaj de opinie, cu precădere în cele peste 90% venite pe filieră PSD, la mai mult de 26-27%. Iar la locale,
Am luat 32%, diferența câteva procente față de PSD. Depinde, unii ne dau cu 32, alții ne dau cu 28, 22 chiar nu ne-a dat nimeni până acum, dar, mă rog, aud noutăți de la Timiș. Nu, e nerelevant, credeți-mă, sondajele de opinie sunt făcute doar ca să... anumite sondaje sunt făcute exclusiv în scop de manipulare. Activul meu de partid și colegii mei și electoratul de dreapta e mult prea inteligent ca să creadă că Partidul Național Liberal nu va fi o forță în aceste alegeri parlamentare, dar noi am făcut un lucru, doamna președinte. În urmă cu o săptămână am primit 60 de membri care au activat în PNCCD. Am văzut și vă felicit. Acum am atras alături de noi un independent, dar om de dreapta. Și continuăm pe această linie, probabil că în viitoare vom anunța și alte transferuri de genul acesta, integrări, mai bine zis, în PNL, a unor oameni de dreapta. În toate partidele, și în ALDE, și în PMP, sunt și oameni care au mai plecat datorită faptului că au avut și relații interpersonale care i-au îndepărtat din câte o structură. Și îmi spune, dacă oamenii nu au păcate semnificative, nu? Hai să îi spun așa, că neprihănit nu e nimeni să spune, da? Atunci, suntem un partid deschis, putem să-i primim. Și întărim rândurile dreptei în PNL, pentru că eu cred că toată lumea va înțelege într-o bună zi că PNL este singurul partid de dreapta care, într-adevăr, are un suport electoral solid și care va dăinui așa cum a dăinuit de la înființare până acum. Restul sunt existențe efemere.